Frați au fost, nu? În pilda de azi dimineață. Fratele Ghiță a accentuat dimensiunea primului frate, aluia mai mic. Aș vrea să ne uităm în continuare, dacă două servicii sunt doi frați, la cum arăta fratele mai mare, dar din altă pildă. Am mai spus și pilda aceasta pentru unii care se credeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul stătea în picioare și a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedreți, prea curvari, sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele. Vameșul stătea departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer. Și se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă, s-o putin de prihănit decât celălalt. Deci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Amin. Amin. Doamne, îți mulțumim pentru viața nouă pe care ne-ai dat-o prin lucrarea ta și am vrea să slăvim corect lucrarea ta și să te lăudăm într-un mod corect. Amin. Pentru că tu meriți și pentru că tu ai făcut. Totul de aceea te rugăm, ai milă acum de mine, ai milă de noi și sfințește-ne cu puterea ta. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locul. În 2013 am căpătat, dacă îmi permite să spun așa, primul meu serviciu. Am făcut pregătire pe internet, pe Skype. Deci din altă țară mi-au spus mie cum să lucrez de aici ca să nu trebuiască să mă duc acolo, să fie ieftin pentru ei, să fie totul bine pentru ei și eu să încep să lucrez. Și am avut o săptămână de pregătire. Trebuia să vindem, trebuia să facem relații cu clienții pentru o firmă din Anglia. Și la un moment dat mi-au spus, uite, mi-au spus așa, drăguț, Bogdan, am vrea să vii aici, pentru că ai înțelege mai bine cum se lucrează, ai fi mai eficient când ai vorbit cu clienții și pentru că am mai avea un mic proiect pe care vrem să ți-l dăm. Eu încântat că, bineînțeles, nu trebuia să-mi plătesc nimic, că îmi plăteau ei tot, mă duc, zic, da, 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 m-am simțit și onorat, mai aveam și alți colegi și m-au ales pe mine și zic, ai, ce bine, ce bine m-am simțit. Și mă duc acolo, așa, cu gândul că nu mă vor să-mi plătească o vacanță, ca să văd că nu e așa. Și mi-a spus, de fapt, uite de ce te-a chemat. Acest nou proiect pe care vrem să-l ținem e de fapt o altă firmă pe care am făcut-o eu, zicea patronul, dar nu pot să spun că e a mea, că se prinde lumea și nu o să mai vrea să aibă parte de serviciul ăsta. Și atunci, sâmbătă, vom merge la o conferință cu alți oameni din breasla noastră și tu trebuie să te prefaci că e firma ta. Și să încerci să aduni pe cât mai mulți să cumpere, dacă vreți, serviciu sau să-l folosească. Pentru că era gratuit. Trebuia să mă duc la oamenii de acolo, să mă prefac că nu știu pe omul ăsta, pe patronul meu, că trec pe lângă el. Salut, salut! Dar ce trebuia să fac era să conving oamenii să semneze și să se angajeze într-un serviciu și era gratuit. De fapt, eu le dădeam oamenii dacă căutau pe internet. Mi-am pierdut cheia, cum fac să fac rost de una nouă, ar fi dat de site-ul care, tehnic vorbind, eu eram patron, nu? Ar fi dat de site-ul ăla și ar fi sunat și eu le-aș fi răspuns și aș fi zis, uitați, nu vă pot ajuta, dar cunosc pe cineva în zona dumneavoastră care vă poate ajuta. Și eu, fără să iau bani la omul ăla care urma să primească oferta, eu dădeam. Atâta trebuia să le zic, uitați, vă ofer eu oferte gratis. Hai, semnați aici ca să vă dau oferte gratis. În timp ce le spuneam, când am ajuns în sâmbătă cu pricina acolo, în timp ce le spuneam la oamenii ăia, uitați, atâta, eu o să vă dau vouă lucrări gratuite. Nu trebuie să faceți nimic, nu trebuie să plătiți nimic. O să vă dau eu bani virtuali, că așa funcționează serviciul, cu care să plătiți ofertele de lucru, care sunt ale voastre. Și unul stătea acolo, unul din oamenii ăștia stătea așa mai într-o parte, dar pe mine m-a ascultat. Eu vorbeam cu ceilalți și stătea așa. Era atent tot la ce ziceam. Și la un moment dat răbufnește și spune, și acum spune-ne care e faza. Adică ție ce ți iese? Nu merge așa. Nu poți să vii să spui că tu dai lucrări gratuite, adică tu n-ai ce face altul toată ziua. Nu vrei să câștigi și tu bani. Vrei să-mi faci mie bani. Nu are cum să meargă așa. Hai, spune-mi care e situația, care e șmecheria. Ție ce ți iese?
Adevărul e că nu mișcă nimic. Doar trebuia să îi fac pe ei să funcționeze un timp și după aia să le cer bani mai târziu. Deci tot era o șmecherie. Dar știți ce m-am gândit în momentul acela? M-am gândit la crucea lui Hristos. Și cum în fața ei mă duc și văd tot soiul de beneficii și de privilegii pe care credința în acest Hristos de pe cruce și mai apoi înviat mi le dă. Tot soiul de privilegii. O viață nouă. Și îți vine să întreb, stând acolo în fața crucii, bun, și eu ce trebuie să fac? Tu spui că îmi dai de toate și eu numai să cred. Dar eu ce trebuie să fac? Eu cum particip la lucrarea asta? Noi participăm cu ascultarea noastră, dar abia după ce credem, abia după cruce. Dar din cauza că omul, umanitatea, e născută într-un legământ al faptelor, ne vine totdeauna să aducem faptele noastre înainte. Adam și Eva au fost născuți într-un legământ al faptelor. Binecuvântarea și viața stătea în faptul că ei trebuiau să nu mănânce dintr-un pom. Acolo era. Mai apoi s-a văzut, după căderea în păcat, că noi nu avem ce să aducem nici la cruce, nici înaintea lui Dumnezeu ca să fim primiți. Legământul acesta al faptelor nu ține, pentru că nu mă pot ține eu de el. Nu funcționează. Și e nevoie de o neprihănire mai mare, cum zice Pavel în Romani. Îmi dau seama în mine și îmi dau seama că în oameni există această tendință de a fura ceva din crucea lui Hristos, de a aduce și meritele noastre, de a adăuga acolo neprihănirea noastră. Îi e noi. Gândiți-vă cât de ușor ne comparăm unii cu alții. E foarte simplu. Păi, la îndemâna tuturor, nu? Ar putea cineva să vină un băiat și să cânte unul din frate, să cânte o cântare singură în față, fără ca eu în mintea mea să văd acolo cum o cântat, acolo eu cum aș fi cântat. Sau... Și asta ține în orice domeniu. E foarte ușor să te compari și să vezi, uite, ăla nu e la fel de neprihănit ca mine. El nu face lucruri cum fac eu. Și să ai impresia că înaintea lui Dumnezeu ești ceva din cauza că faci. Dar înaintea lui Dumnezeu nu putem fi ceva decât dacă ne dă El acel ceva, acea neprihănire. Până și faptele în care umblăm în Efeseni 2:10 sunt pregătite de El înainte. Ceea ce aș vrea să subliniez este acest nume frumos al lui Hristos pe care îl găsim în Ieremia 23, dacă îl pui de la 25 la 26. În vremea aceea, Iosia era împărat, dar țara era dezastru, măcar că el încerca să facă reformă. Și Ieremia vine și predică și spune, am auzit ce spun prorocii care prorocesc mințiuni în numele meu, zicând 23-25 și mai apoi seamă că n-am numărit. Domnul neprihănirea noastră, o să mă uit eu un text, să văd unde e, poate 26, spune, se va naște, se va ridica o odraslă neprihănită și vor spune Domnul neprihănirea noastră, noi nu avem ce să aducem, dar atunci vom striga toți către El, Doamne, Tu ești neprihănirea mea. Nu am ce să adun. Tu ești slava mea, Tu ești lauda ta și pe Tine te pun înainte și Ție îți datorez totul pentru că văd că eu n-am contribuit cu nimic decât cu păcatul meu în ceea ce a semnat crucea. Și asta o subliniază mai multe pilde. Pilda samariteanului vorbește despre faptul cum cine trebuie să fim noi, întreabă fariseu. Și Domnul Iisus îi răspunde în urma argumentației ce face cu el, că de fapt ăla din drum. Vrei să fii salvat? Vrei să fii mântuit? Știi cine trebuie să fii din poveste? Cine a fost mântuit din poveste? Ăla care stătea în drum inconștient. A făcut ceva să primească salvare? N-a făcut nimic, dacă era inconștient, era bătut, zdravă, căzut ca mort. În pildele de azi dimineață, ce a făcut oaia ca să fie salvată? Cum a fost mântuită? A fost găsită. N-a făcut ea nimica. De fapt, despre oaie, când se pierde, dacă becăie din cauza că e disperată, e mai rău pentru ea, că atrage prădătorii, atrage lupii, o aude toată sălbăticia și vine după ea. Așa sunt meritele noastre înaintea lui Dumnezeu. Faptele care crezi că le putea aduce înaintea lui Dumnezeu ca să te salvezi pe tine, sunt ca becăitul unei oi care mai mult te afundă. Bănuțul. Ce poate să facă un bănuț ca să fie salvat? Mântuit. N-a făcut nimic, a stat lângă colțul ăla de mobilă, prăfuit. Și acolo stătea. Și acolo ar fi rămas. Dacă femeia n-ar fi cotrăbuit și n-ar fi căutat. Și l-a găsit. Și după aia ați văzut versetul. Tot așa este bucurie înaintea îngerilor și înaintea lui Dumnezeu pentru un singur suflet.
care se pocăiește. De fapt, pildele acelea definesc pocăința. Ce înseamnă să fii pocăit conform acelor pilde? Să te lași găsit. Pocăiește-te, adică lasă-te găsit de Dumnezeu în starea în care ești. Nu e una bună, nici nu ți se cere să fie mai bună. Recunoaște că numai El poate să te aducă într-o stare bună. Tu nu. Mi-a chemat odată un prieten la evanghelizare. Eram mai tânăr. Aveam vreo 15 ani. Și aveam și eu, hai să facem evanghelizare, îl chem. Și spun, haide cu mine. Și el îmi zice, ce vrei să cadă peste mine ușa de la biserică? Pentru că el e păcătos. Că tocmai de-aia să cadă dacă să intri. Pilda fiului risipitor. Pilda aia despre ce vorbește? Despre un fiu care merge înaintea tatălui și asta ne zice. Adică, dă-mi averea ta. Dar averea ți-e să dă numai când eu mor. Că e moștenire. Păi atunci, nu știu, mori. Adică, tânărul îi spune, din partea mea pot să crăpi, că oricum mă interesează numai banii. Și asta, în înțeles doctrinar, e păcatul meu, care înaintea lui Dumnezeu așa a fost. Nu mă interesează de tine. Nu mă interesează de femeia ta. Mă interesează să merg înainte, pe drumul meu. Acest drum îmi place. Nu e despre noi că ne-am găsit într-o stare disperată din care nu știam să ieșim. Ci umanitatea, în păcat, nu era într-o stare disperată. Ci îi plăcea să fie acolo. Cât de disperată era situația, cât de tragică îi. Îmi dau seama înainte să mă lumineze Dumnezeu cât de mult mi-a plăcut tot ceea ce făceam. Acum Duhul Sfânt a făcut o rocadă pentru cei care au jucat așa în inima mea și ceea ce era plăcut înainte, acum e dezgustător. Și scârbos și nerușine de ce am făcut. Și Hristos pe cruce a purtat rușinea mea și groaza mea. De aceea El e neprihănirea mea. Și numele ăsta trebuie să-L țin minte. Doamne, neprihănirea mea. Doamne, lauda mea. Doamne, Tu ești slava mea. Pentru că nu am eu ce să aduc dacă nu-mi dai Tu. Acestea vi le aduc înainte din cauza că eu cunosc și poate am spus altă dată sistemul în care m-am născut și vremurile. Fariseii erau așa, ați văzut, am mai spus pilda aceasta pentru unii care se credeau în ei înșiși. Altă dată v-am spus că fariseii erau oamenii care în acel timp încercau să țină cuvântul lui Dumnezeu, încercau să-L interpreteze corect și încercau să trăiască moral. E bine, spuneți-mi astăzi, în vremea de acum, cine încearcă așa ceva? Pocăiții încearcă așa ceva. Pentru că lumea de afară nu citește cuvântul, nu încearcă să-L interpreteze și nu încearcă să trăiască bine. Bine în perspectiva lor, cum o arăta ăla. Noi încercăm să trăim după un bine, după o lege supremă, absolută. Și atunci spuneți-mi cine e cel mai aproape de a fi fariseul lumea asta. Pe noi. Pericolul ne paște pe noi. Și ajungem farisei în momentul când luăm din crucea lui Hristos, în momentul când facem lege din ceea ce nu este lege și asuprim pe ceilalți, așa cum zice și textul. Se credeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți, acea comparație. Uite-te la ăla. Vai și amar de eu postez, eu fac, eu mă rog, eu merg. Așadar, dacă aș vrea să rămânem cu ceva în urma acestei pilde, este să recunoaștem de acum acolo că dacă ne dăm jos din pat și ne-am trezit din patul acela cu teama de Dumnezeu în inimile noastre, e numai datorită Lui. Și numai slavă Lui poți să-i dai. Dacă cineva vine la tine și îți spune, îmi place cum trăiești și mi-ar plăcea să fiu și eu un credincios ca tine. Păi numai Hristos m-a făcut așa, pentru că eram o lepădătură. Pavel vorbește așa. Eram un nimic, eram un mizeric, eu știu. Dar hai să-ți povestesc despre Domnul neprihănirea mea. El e lauda. El e slava mea. El e ceea ce am să aduc înainte. Numai în Domnul mă pot lăuda, le spune Corintenilor. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul fariseu, altul vameș. Un dezastru de om în lumea de atunci, ăștia erau cei mai urâți. Fariseul stătea în picioare și a început să se roage în sine astfel. Dumnezeu le mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni grăbăreți, nedrepti, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Nu arată deloc la rugăciune. Vă mai mult arată ca o laudă. Doamne, nu ți-am mai spus de mult cum sunt eu. Nu știu dacă o vezi de acolo, dar... Te rog, Doamne, mai fă oameni ca mine. Așa de frumos ar arăta lumea aceasta cu mai mulți ca mine.
Și adevărul e că dacă te uiți în text și compari cu legea care ei trebuiau să o țină, tipul era un fel de supererou al iudaismului. Eu postesc de două ori pe săptămână. După lege erau obligați să postească o singură dată pe an, în ziua Yom Kippur, ziua ispășirii. Mai apoi, pe vremea lui Zaharia, se vedea că au făcut vreo 4 zile pe an în care se postea. Dar el postea de două ori pe săptămână. 5-2 de săptămâni, ori 2, 110 posturi pe an, alții postesc numai unul. Doamne, bine, șapte. Dau zeciuială din toate veniturile mele. În Matei 23, când îi ceartă, spun, voi dați zeciuială din izmă, din mărar, din chimen, dar uitați dreptatea, uitați mila, uitați credincioșia. Din nou, după lege, erau obligați să dea din must, din grâu, din undelen și din întâiul născut din Ciriada și din turma lor. Dar omul ăsta e unul ca nimeni altul, un sfânt, un neprihănit. Până și limbajul din original, faptul stătea, sugerează cumva că stătea la o distanță. Fariseul vine de la un cuvânt care înseamnă separare. Eu nu sunt ca voi, stați departe de mine să nu cumva să mă urmăresc această comparație. Stătea probabil cât mai aproape de ceea ce era Sfânta Sfintelor, cât mai aproape de toiagul din altar. Dar dezastru e că a stat foarte departe de Dumnezeu altarul. Îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni crăpăreți, nedrepti, prea curvați. În Matei 23 spune, voi spălați exteriorul paharului, dar sunteți plini de răpire, plini de această... Erau crăpăreți. În rugăciunea lui nu vezi nimic despre păcatul lui, vezi numai despre succesele lui. Uite, Doamne, ce sunt. Și în contrast cu el, îl avem pe Vameș. Vameșul stătea departe. Și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer. De obicei, evreii știți cum se rugau? Cu mâinile în sus și așa cu palmele deschise să primească binecuvântările lui. Așa se rugau. Dar cum? Când el înțelege despre el că e păcătosul, nu un păcătos. Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Asta e un lucru care mie îmi vorbește mult, pentru că tendința mea atunci când mă simt, dacă doriți, un om păcătos și tendința unui fariseu ar fi... Bine, într-adevăr, nu sunt un om de succes. Mi-am dat seama, mulțumesc că ai predicat, acum înțeleg. N-am ce să aduc înaintea lui Dumnezeu. Dar sunt păcătos ca toți ceilalți. Și Andrei, și Sami, toți suntem păcătoși. Nu e această generalizare ca un fel de scuză înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ai milă de mine că și eu sunt păcătos ca toți. Doamne, și înțelege, bătându-se în piept, ai milă de mine, păcătosul, eu am greșit înaintea ta. De mine te rog să ai milă. Și cuvântul spune, eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă să o cotim neprihănit decât celălalt. Căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Un text care de multe ori e greu pentru noi e cel al cinei, din 1 Corinteni 10, de la 14, nu mai încolo. Cine mănâncă să se cerceteze mai întâi pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și așa să ia din vinul acesta. Și de multe ori m-am gândit la versetul acesta ca aia m-a cercetat, iar am greșit săptămâna asta nenumărate feluri, nu iau cine. Pe când în contextul corintenilor luau cina exact aia care erau mai buni, exact farisei. Exact cei care provocau certuri și spuneau, mie îmi place de Apollo, mie îmi place de Pavel, mie îmi place de Chifa. În Corinteni, în Corint, oamenii se grăbeau în biserică să iasă în față cu darurile lor. Se grăbeau să spună că el e mai vrednic decât fratele, decât sora și atunci a luat cina. Și în contextul acesta, Pavel spune, cercetează-te pe sine însuți, pe sine. Și ai grijă cum mănânci de aici. Pentru că din trupul care a murit pe cruce, sângele care s-a vărsat la Golgota, tu l-ai adus acolo, în rest n-ai făcut nimica. Așa să mănânci, știind că nu pentru că ai făcut ceva, ai parte de viața asta. Nu pentru că ai realizat ceva, nu pentru că meriți ceva,
ai parte de viața care au câștigat-o trupul și sângele ucise pe cruce, acolo. Dar asta nu e un gând, dacă îmi permiteți, care să ne împovoreze sau care să vă împovoreze nevrednicilor. Noi știm că suntem nevrednici. Dar de aceea neprihăniților leșa de bine cu cântarea de laudă în gură, pentru că ei sunt schimbați acum din cauza cui? Din cauza Domnului, neprihănirea noastră. Nu mă lasă acolo. Și actul cel mai clar, spune Scriptura, al faptului că ai fost socotit neprihănit, înseamnă că acum în inima ta s-a pornit o lucrare de sfințire și nu mai arăt ca acum 10 ani când m-am pocăit. Și slavă Domnului pentru asta. Cine spune să se sfințească mai departe. Așa o să se întâmple dacă Domnul e neprihănirea ta. Vă spun aceste lucruri pentru că știu și contextul din care mulți dintre noi ne-am pocăit. Un context ortodox, oarecum, în care bona opera, lucrările bune, vin înaintea acestei socotiri de neprihănit prin credință. Ești socotit neprihănit în momentul în care ai făcut anumite fapte și credința este tot o faptă. Când noi știm, este un dar de la Dumnezeu, așa spune Scriptura. Îmi cer scuze față de... Adică n-am de ce să cer scuze, dar nu... Mă bucur că m-am pocăit și am ieșit din acel context. Pentru că acum Hristos, pe care vreau să-L iubesc, pe care îl iubesc și pe care vreau să-L slujesc, din crucea Lui și din lucrarea Lui s-a știrbit ceva. Când se vorbește despre mântuire în cadrul catolic, ortodox, poate altă. El nu mai e Domnul neprihănirea Lui în splendoarea pe care o arată Scriptura. Ori asta e viața pe care eu am primit-o. O viață în care să laud și să spun, tu ești laud, dar mi-a trebuit slava mea, altceva n-am. Nu am. Ai milă de mine, păcătosul. Rugăciunea Pameșului, Fariseului, nici n-a fost primită. Isaia 65. Mi-am întins mâinile toată ziua spre un popor răsplătit care umblă pe o cale rea în voia gândurilor lui. Spre un popor care nu contenește să mă mânie în față. Aducând jertfe în grădini, arzând tămâie pe cărămisile de pe acoperiș, care locuiește în morminte, petrece noaptea în pește, mănâncă carne de porc, interzisă de lege, având în străchin bucate necurate, și care totuși zice, dă-te înapoi, nu te apropia de mine, căci sunt sfânt. Asemenea lucruri, spune Dumnezeu, sunt un fum în nările mele, un foc care arde necontenit. Nu i-a fost luat la seamă de Dumnezeu. Salmul Proverbe 30. Este un neam de oameni care se crede curat și totuși nu este spălat de întinăciunea lui. Știți, de multe ori confuzia care ne duce la întrebări de genul sunt mântuit sau nu sunt mântuit, știți de unde vine? Din faptul că Dumnezeu ne vorbește prin Duhul Sfânt și ne convinge de păcatul care mai e în viața noastră. Dar totdeauna când ne convinge, ne pune ochii spre Domnul neprihănirea noastră, care Scriptura spune în 1 Ioan, că este un mijlocitor. Dar dacă ai păcătuit, să știi că ai la Tatăl un mijlocitor. Și El e credincios și drept să îți ierte păcatul dacă vii și îl mărturisești. Și de multe ori am mai vorbit și cu prietenii mei, spuneau, Bogdan, mă simt mizerabil din cauza păcatului meu. Și a spus, bucură-te. Amintește-ți că ești socotit neprihănit prin credință. Dumnezeu te vede drept. Dar bucură-te că Dumnezeu încă apasă inima ta și o înjunghe atunci când greșești. Pentru că fariseii și alți oameni, foarte periculos asta astăzi, se uită la ce fac și se văd bun. Da? Trăiesc în întinăciune, dar spun, stai departe de mine că nu ești curat. Ca mine. Eu postez de atâtea ori, eu dau zeciuială din toate. Vedeți tiparul. Și ideea pe care îmi doresc să vă las este în viața aceasta Domnul trebuie să fie neprihănirea ta, cum spune Pavel. Nu vreau să fiu găsit abandonarea mea. Și Doamne, Tu ești neprihănirea mea, Tu ești slava mea, Tu ești lauda ta și Te mărturisesc la alții pentru că Tu ești viață. Și dacă acum îmi dau seama că eram mort și Tu ești viață, Tu ești tot ceea ce eu sunt acum, de aia
De-aia trăiesc, de-aia respir și de-aia sunt așa cum sunt, pentru că tu ești neprihănirea mea și te laud în fața mulțimii, te laud când sunt singur, te laud o viață de acum acolo, pentru că asta mi-ai câștigat și eu n-am făcut nimic pentru ea. De aceea este un gând care să vă insufle această bucurie că Împărăția Cerurilor este o comoară, o comoară pe care ați căpătat-o și aveți pe cine să vă dați pentru ea. Dați-o și la alții, înainte de evanghelizare. Matei 18 reprezintă, Matei 28, 18 până la 20 reprezintă promisiune, poruncă, promisiune. Promisiune, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. De aceea poți să te duci și la teologie, pentru că nu cuvintele tale o să facă diferența, ci Dumnezeu îți va pune cuvinte în gură care vă face diferența. Puterea Evangheliei nu stă în ce zic eu, ci în mesajul în sine pe care îl are. Dumnezeu în harul lui o să treacă totdeauna peste slăbiciunea mea și o să lucreze. Și nu o să fie meritul lui, nu o să fie meritul meu, va fi al lui. Poruncă, du-te, predică, du-te, fă ucenici. Asta e porunca. Și Dumnezeu spune în 1 Corinteni 3 cu 19 că îți va răsplăti osteneala, nu rezultatele. Dumnezeu îți va răsplăti osteneala, nu rezultatele. Tu lucrează pentru El. Promisiunea e că va fi totdeauna cu tine. Domnul de prihănirea noastră. Amin. Amin.